Mă numesc Americo, sunt avocat și om de afaceri. Am imobile, mașini, am avere. Astăzi pot călători în orice loc din lume, cum și fac împreună cu soția mea. Am o căsnicie excelentă, dar am convingerea. Niciunul din aceste lucruri nu se compară cu faptul de a avea Duhul Sfânt. Aveam multe complexe, complexe de inferioritate, detalii pe care nu reușeam să le rezolv din copilărie, traume, frici, mâhniri, probleme economice pe care le aveam în acel timp erau de genul cecuri speciale, card de credit pe care nu reușeam să-l plătesc. Chiar dacă eram trezorierul unei bănci internaționale, nu aveam bani. În ziua plății mele, eu deja aveam nevoie de un cec pe datorie. Deja aveam facultatea de publicitate și chiar și cu această facultate, chiar muncind, având persoane în subordinea mea, eu nu vedeam niciun viitor pentru viața mea. Nu știam unde puteam ajunge. În acel timp eu am cunoscut-o și pe Alina și cum ea mereu era pe linie la ghișeu, s-a născut o prietenie. Și într-o zi, i-am povestit spunând, astăzi sunt foarte obosit, sunt în punctul de a renunța, nu mai știu ce să fac din viața mea. Când l-am cunoscut pe Americo în acea bancă, el și-a deschis sufletul și mi-a povestit despre unele lucruri prin care trecea. Și am văzut că prin slujbele la care participam la locașul Duhului Sfânt, eu îl puteam ajuta într-un fel. Și l-am invitat să vină cu mine și să înceapă să frecventeze de asemenea slujbele de la biserică. Și când am ajuns, am văzut că era locașul Duhului Sfânt. La început m-am speriat puțin, pentru că în acel timp în cercul meu de prieteni nu erau mulți care mergeau la biserică. Dar venind invitația din partea Alinei, am crezut, pentru că era o femeie serioasă, competentă, muncitoare, inteligentă. Am spus, nu se poate, dacă această fată vine la această biserică, ceva deosebit trebuie să existe aici. Era epoca focului sfânt din Israel și eu am văzut persoanele ce îmbrățișau această campanie de credință. Și spuneam, eu vreau aceea credință. Cum să fac? Chiar am și întrebat-o pe Alina, cum să fac pentru a avea asta? Eu văd că voi sunteți entuziasmați, cu forță, și eu nu am această forță, eu vreau să o am. Mărturisirile, într-un mod general, vorbesc despre multe lucruri. Sunt multe povești de viață, dar ce mi-a atras mereu atenția, cel mai mult, și ce m-a făcut să particip, nu doar la slujbe, ci și la focul sfânt, în cazul meu, a fost schimbarea vieții persoanelor în toate sensurile, în toate aspectele. În acel moment, eu eram o persoană care nu eram preocupată cu cuceririle financiare, nu eram preocupată cu chestiunile materiale. Atunci era chiar frumos să văd persoane de mărturisire. Dar să fiu sinceră, nu mă mișcau mult. Problema mea era interioară și eu am văzut la mărturisiri persoane care au fost transformate în interior. Eu am văzut o mărturisire de la focul sfânt din Israel în acel timp și acel băiat vorbea într-un mod diferit. Bine, el a vorbit despre lucrurile pe care el le-a cucerit, el avea multe bunuri, dar mărturisesc că în acel timp eu nu am observat. La sfârșit, el mereu spunea, uite, eu am aceste lucruri, de ce le am? Pentru că am reușit să primesc Duhul Sfânt. Doar că fiind nou în acel timp, eu nu am observat acest detaliu și m-am concentrat pe partea financiară. Pentru că eram îndatorat și eu voiam să rezolv datoriile. Dar eu de asemenea nu știam că puteam să rezolv toate problemele dacă aș fi primit Duhul Sfânt în acel timp. Să fi lucrat pentru asta. Am avut un rezultat financiar de la acel sacrificiu, dar golul interior continua, pentru că nu am fost atent de la partea spirituală, care, în schimb, a atras atenția Alinei. M-a încântat ideea despre Duhul Sfânt, deoarece este o altă mentalitate, sunt alte concepte.
pace, liniște, transformare cu adevărat. Atunci eu am înțeles și la următorul foc sfânt m-am străduit ca să primesc Duhul Sfânt atât de mult dorit, despre care se vorbea atât de mult, că era atât de important să avem Duhul Sfânt și a fost cel mai bun lucru ce s-a întâmplat în viața mea, dar eu am avut nevoie să mă străduiesc de asemenea. Duhul Sfânt nu a venit de la noapte la zi, a trebuit să sacrific multe lucruri, multe voințe, să sacrific ego-ul meu și acolo mi-am dat seama că eu am fost învăluit de o forță și că în acel moment în pieptul meu nu a fost un sentiment, o senzație, nu mi s-a ridicat părul pe mine, nicio legătură cu asta. Dar eu am perceput în interiorul meu o forță diferită și în acel moment Duhul Sfânt a spus, acum da, poți merge înainte pentru că eu sunt cu tine. Transformarea pe care am primit-o în viața mea datorită acestui lucru și, cum am spus, nu în exterior, în principal în interior, pentru că persoanele pot vedea exteriorul, dar de prețuit ceea ce eu am primit, doar eu pot, în interiorul meu, doar eu pot spune cât de valoros este, cât de important este Duhul Sfânt. Partea interesantă este că eu am avut noi direcții, viziuni, idei pe care înainte nu le aveam, spre exemplu cea de a deschide o afacere. În trecut nu aveam voință, aveam aceea reținere, am pierdut aceea reținere, am început să am curaj, am căutat noi orizonturi, am făcut o altă facultate, astăzi am terminat facultatea de drept, am făcut studii superioare, am investit în cariera mea, dar eu aveam direcția ce a venit de la Dumnezeu. Faptul că am primit Duhul Sfânt nu a rezolvat problemele, dar nu mă mai deranjau problemele și din acel moment am reușit să-mi rezolv problemele. Eu înfruntam situații despre care mă gândeam uneori, nu am nici cea mai mică idee cum pot rezolva asta. Dar eu ceream doar o orientare la Duhul Sfânt și El mereu vorbea cu mine. Fă așa, acționează așa, du-te în acea direcție și de fiecare dată când am auzit, de fiecare dată am reușit. Lucruri mai mari decât îmi puteam imagina că pot rezolva, am rezolvat. Și la fiecare foc sfânt, ceva nou se întâmpla în viața mea. Era foarte interesant, deoarece cu cât mai mult eu mă dăruiam, cu cât mai mult făceam pentru Dumnezeu, cu cât mai mult mă străduiam să sacrific, mai mult Dumnezeu mă impresiona. Atunci m-am căsătorit cu Alina, lucruri la care nu mă gândeam, am reușit să ne căsătorim, am reușit să cucerim un apartament foarte frumos, este cel în care locuim azi. Am deschis la început un birou mic și am crescut treaptă cu treaptă. Astăzi suntem la un birou cu două etaje. Astăzi oferim și altor persoane un loc de muncă. Atunci, la fiecare foc sfânt, eu am avut rezultate noi și mai mari. Și astăzi putem avea o viață de mult confort, transformată în totalitate. Nu de ceea ce am învățat în bancă la facultate. Desigur, este foarte importantă orice facultate, orice studii superioare. Dar eu știu că, deși cu studii superioare, tot ceea ce eu am astăzi, fără Duhul Sfânt, eu aș fi destinat eșecului sau aș fi disperat în mijlocul unei pandemii ca aceasta, fără ca să știu ce să fac. Multe birouri se închid, multe tribunale funcționează redus din cauza pandemiei, din cauza distanțării sociale sau funcționează virtual. Atunci mulți avocați intră în disperare și noi avem pace. Cuvântul care a rămas în mintea mea încă de la început în legătură cu focul sfânt este oportunitate. Oportunitatea la care mă refer este oportunitatea de schimbare a vieții. Astăzi eu pot spune că am multe lucruri pe care banii nu le pot cumpăra. Menționând doar că am pace, că dorm bine noaptea, nu are preț. O soție minunată în casă, avem pace, îmi face plăcere să mă întorc acasă, abia aștept momentul să mă întâlnesc cu Alina și ea este asociata mea. Lucrăm împreună, locuim împreună, o mare parte din zi suntem împreună, dar când deja sunt puțin mai mult timp departe de ea, deja vreau să mă întorc. Pentru că este atât de plăcut să fiu cu ea și asta nu are preț. În zilele de astăzi, ca eu să mă pregătesc pentru focul sfânt, astăzi eu am mult mai multă teamă decât în trecut. Am înțeles că chestiunea nu este cea financiară. Astăzi eu deja nu am probleme economice.
Dacă eu aș dori astăzi, nici nu aș avea nevoie să particip, să spun așa. Dar eu știu că eu am nevoie să sacrific la focul sfânt. De ce? Pentru că recunoscându-L pe Dumnezeu pe primul loc, recunoscând că tot ceea ce eu am vine de la El și rămânând în dependența Lui, am siguranța că El va rezolva toate necesitățile mele. Atunci eu încep deja de dinainte. Când deja apare focul sfânt, eu deja mă pregătesc. Post, rugăciune, ca să fiu atent la ceea ce Dumnezeu îmi va cere, să fiu atent la vocea Lui. Pentru că este ușor ca tu să mergi, să iei un bun, astăzi noi avem avere de milioane de euro, și să luăm un bun să sacrificăm, dar oare este ceea ce Dumnezeu dorește de la mine, ceea ce El mi-ar cere? Atunci eu înțeleg asta și eu am această grijă, această teamă. Eu trebuie să fiu pe placul Lui. Eu trebuie să sacrific așa cum trebuie. Pentru că dacă nu fac așa cum trebuie, nu va veni rezultatul așteptat.